Salutare lume! Eu sunt The Ghost Knight, bine ați venit la canalul meu și la această serie de tutoriale în Arduino. Începând de azi, dau startul la o serie proprie de tutoriale pentru începători în limba română, în care vom învăța cum să utilizăm, programăm sau dezvoltăm proiecte folosind o plăcuță Arduino. Pentru necunoscători, Arduino este o companie italiană ce se ocupă cu producerea și vânzarea de plăci de dezvoltare, echipamente și accesorii electronice. De asemenea, Arduino este și una dintre cele mai populare companii producătoare de astfel de echipamente și accesorii electronice în rândul studenților și al hobbyistilor. Modelul de placă Arduino folosit pentru următoarele videoclipuri este un Arduino 1 R3. Este o plăcuță mică, foarte bună pentru cei care tocmai vor să se apuce să învețe Arduino, dar și pentru cei mai avansați care vor să-și adauge diverse accesorii și extensii la proiecte. Pentru programarea unei plăcuțe Arduino este necesară cunoașterea unui limbaj de programare și anume o versiune simplificată a lui C++. C++ este una dintre cele mai populare limbaje de programare, folosind în aproape toate aplicațiile și folosit în sistemele de operare, anumite sisteme integrate cum ar fi smartwatch-uri, aparatură medicală și așa mai departe. Pentru a putea scrie codul în C++, compania Arduino a dezvoltat un Mediu de programare care poate fi descărcat gratis fără probleme de pe site-ul lor. În videoclipul următoare vă voi arăta cum să instalați software-ul necesar, cum să-l configurați pentru placa de care dispuneți, bazele programării C ⁇ și cum să programați efectiv o plăcuță Arduino. Până atunci vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la tutoriale. La revedere!